Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un nou episod din Far Cry, la episodul cu numărul 3 mai exact. Asta este freza mea de duminică. Să mă împătram un pic. Episodul cu numărul 3 din Far Cry. Am umblat un pic la setări pentru că mi-a zis unul sau doi în comentarii că se vede cam nasol sau gen blurat așa, mă rog, se vede cu lag, gen. Am umblat un pic la setări, am reușit să o înviu pe Carmina asta. Ce we are ready to go. Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați butonul de like, un comentariu dacă vreți să mai dați câte un hint, câte un sfat legat de jocul ăsta. I don't know, faceți o glumă pe asta despre freza mea. Cea mai bună glumă legată de freza mea o să primească moderator, pentru că, după cum știți, revenim pe canalul ăsta cu live-urile. Gata, it's over, finally. Deci, păi dă-mă tăi, hai fă Carmino, dar în continuare nu mai am mașină, frate. Deci, eu nu mi-am dat seama cum merge treaba cu mașina. Deci nu mai am mașină. Nu mai am mașină. Așa, o să mă duc pe jos. Unde credeți? Unde credeți că o să mă duc pe jos? Unde trebuia să-mi iau de-astea de mașină? Uite aceea. O să mă duc pe jos aceea. Hai, Carmin. Hai, da, fă. Hai, Carmin. Eu asta știu eu să fac, așa înțeleg eu jocul ăsta, să mă duc pe jos. Dacă găsesc o mașină, o să vin cu mașina și o să mă duc și pe ăla. Ai făcut mașina. Hai să lutez astea, uite-le aici. 11 și cu 11. Cover, de unde fă? Ce faci fă aici? Hai da. Ce faci fă? Haide fă, vină cu acei. Ăla e civil, cred? Hai, fă, ține-mă. Lutez. Mamă, i-am topit pe ăștia. Ajută-mă, fă! Ce facem asta? Aha. Ia că vine. Hai la mașină.
E un cafor? Proastă ești firea aia, dracu. Autism. Bă, ce e aia? Hai fă să-i turnăm pe ăștia. Băi! Chop, hai. Haide, fă! Ce-am făcut? Lăsați eu? Da. Gata, am eliberat de Chop Chop. A fost greu, dar nici ușor. Mamă, dar mult trag ăștia, mă, să-mi bat pula.
Hai de făcă, trebuie să scăpăm de aici. Uite ce, ce volan are asta. Asta să-l iau. All train yard. Monstruos bizon. Fac pe bizonul meu. I've been through worse. Da, ai fost. Tu te dracu fă de aici, că tu n-ai fost. Cel mult tu te-ai... te tăiat colțul unghii prost. Mamă, dar ce daci asta, mă, încăcățiș? Dă și din spate, Carmine, o fătute și în limbă. Fă, futu-ți morții, mătii, tu nu mai ajuți deloc. Hai fă sus, dă-te dracu de aici. Back against the highwaymen. Saws will cut through just about.
revoltă. Ce faci? Bă, dar unde mai suma asta, mă, materialele pulii? Intră pe sub. Da, bă, băiețică, bă. How we men are like,
Return to Greece. Gata. If I can't do it, I'll help someone who can. You did good. Smack those highwaymen right in their mouths. Keep the gun. Like I said, my eyesight ain't what it used to be. Figure you'll get more use out of it than I will. And those supplies you collected, that stuff belonged to the people. Invested back into the community. The folks in Prosperity will make the best use out of whatever you can give them, me included. You heard right. I'm headed to Prosperity for good. You and your friends ever need training, you come see me. Take care of yourself. Se pare că am mai făcut încă o misiune unică, misiunea cu Buzz. Da, să-l piept. Hai să vedem. Hai să luăm pe asta. O luăm pe asta. Am luat-o pe Carmina înapoi. Ah, bă, ce să fac, mă, să-mi fac garajul? Gata, m-am făcut garajul. Garajelul. Bă, băieți, cam asta a fost și pentru episodul de astăzi. O misiune scurtă, așa. Episodul următor o să încercăm să facem mai multe misiuni. Mă lasă mă seama, nici fel de asta nebună. Cam asta e pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați, hit the like button și subscribe dacă nu sunteți abonați. Vă salută, fratele!